Vă spunem un bun venit, dragi prieteni, la vlogul nostru de vineri, vlogul săptămânal. În acest vlog am dorit să abordăm problema apropierii fizice în relațiile de prietenie și logodnă. Cristian, spun un bun venit la acest vlog. Mulțumesc că ai acceptat să discutăm și subiectul ăsta. Poziția pe care noi o vom argumenta este o poziție radicală. Noi considerăm că este poziția biblică. Deci noi credem că toate atingerile fizice, cu excepția celor sociale, că dai mâna cu cineva, că îi pupi obrazul de ziua lui sau ei și așa mai departe, toate atingerile fizice în timpul relației de logodnă nu sunt permise și ele trebuie păstrate pentru căsătorie. Noi înțelegem faptul că adoptând poziția asta și dacă adoptați sau ați adoptat deja poziția aceasta, vei fi privită chiar de către credincioși ca fanatică, înapoiată și așa mai departe, iar evident necredincioșii nu vor înțelege absolut deloc la ce ne referim noi. Întrucât ei sunt deschiși către toată paleta largă de atingeri până la consumarea actului intim care este pentru căsătorie. Așadar, noi nu ne așteptăm să fim aplaudați nici de necredincioși și chiar nu ne așteptăm să fim aplaudați și aprobați nici de către unii credincioși. Așadar, Cristina, pentru că aș vrea să prezinți lucrurile mai mult din perspectiva unei fete, deși băieții vor avea foarte mult de învățat din ceea ce vei spune, îți dau cuvântul. Din studiul meu din scriptură, personal, am observat că Dumnezeu pune femeia și bărbatul în câteva categorii. Una principală este căsătoria. Bărbatul și femeia sunt puși în contextul căsătoriei ca să se înmulțească, să umple pământul, încă de la început din Geneză. Mai apoi este un context în care se găsește sora și fratele în biserică. Oricare ar fi relația dintre ei, că sunt rude, că sunt, este contextul acesta de soră și frate. Și da, este și contextul în care o soră tânără vorbește pentru, cel puțin asta ne dorim, pentru căsătorie, este într-o relație cu un frate. Deci, din perspectivă biblică, nu există alte categorii. Exact. Întrebarea este care este aplicația pentru atingerile fizice? Amândoi. Credem că Dumnezeu a dăruit toată paleta, cum o numești tu, de atingeri fizice pentru a fi consumate în căsnicie. Mă întrebați acum, bun, dar dacă eu o iau de mână pe logodnica mea cu care intenționez să mă căsătoresc, este păcat? Nu am să-ți spun că este păcat, însă cred că lucrurile care au o încărcătură sexuală la amândoi, da, pot să te arunce pe o pantă foarte periculoasă. Dacă dorești și ai inima să deschisă ca să fii cercetat și să-ți dai seama că nu este ok ce faci, ține mâinile în buzunar și lăsați-vă să vă țineți de mână după căsătorie, că o să aveți o viață întreagă să vă țineți de mână. Până o să aveți unul, doi copii, că atunci mâinile sunt cam ocupate. Exact. Oricum, spun asta de la început, căci cred că veți înțelege mai bine ce vreau să spun în continuare. Îmi doresc să fiu cât mai specifică, cât mai clară pentru voi, pentru că este un subiect foarte delicat, foarte, în zilele noastre este foarte controversat și cred că sunt foarte puțini care se aliniază părerilor noastre. Însă vreau să vă dau cele mai bune argumente pe care le-am găsit și eu de-a lungul timpului și îmi doresc foarte mult să fiți convinși, dacă până acum n-ați fost. Legat de cele trei categorii, ceea ce vrem să spunem este că da, un soț și o soție se pot săruta, se pot ține de mână, se pot ține în brațe și așa mai departe și multe alte lucruri, în timp ce eu cu sora mea de trup n-aș face niciunul dintre lucrurile astea. N-aș lua-o de mână, n-aș săruta-o, nu este potrivit să fac lucrul ăsta. De asemenea, a treia categorie, cu o soră în Hristos, din nou nu am voie să fac lucrul ăsta, mi este interzis, da? Trebuie să o tratez în toată curăția, atât în limbaj cât și în apropierea fizică. Corect. Până la căsătorie, logodnica ta îți este soră în Hristos. Da, este mai mult, să zic, este mai specială decât oricare altă soră, pentru că, da, cu ea intenționezi să te căsătorești, dar nu ești căsătorit. Nu ești încă căsătorit, așadar, trebuie să o tratezi ca pe o soră în Hristos, față de care ai anumite sentimente, dar față de care nu ai voie până la căsătorie să consumi lucruri pe care trebuie să le consumi doar atunci când vei fi căsătorit cu ea. Știu că suntem puțin cam duri de la început, dar crede-mă că este pentru binele fiecăruia dintre voi. Și în nota aceasta aș vrea să spun că dacă teama de a fi etichetat de oameni
într-un anumit fel, cum ai zis tu, Andrei, fanatic, bigot și oricum altfel, dacă teama aceasta te face să muști puțin câte puțin din regula pe care a stabilit-o Dumnezeu, eu cred că problema ta este mult mai mare decât atâta. Eu cred că trebuie să te întorci, să studiezi atributele lui Dumnezeu, să-L rogi să îți dea în inimă mai multă iubire pentru El și mai mult respect și să-L crezi mai mult pe cuvânt că ceea ce face El este numai spre binele tău. Așadar, teama pe care ți-o poate inspira chiar fratele, sora din biserică sau frații, surorile din biserică, nu este un argument suficient ca tu să începi, încetul cu încetul, să ignori cât poți de puțin sau cât poți de mult din regula sau principiile lui Dumnezeu. Eu cred, din toată inima sunt convinsă că sunt niște binecuvântări care vin specific din curg, din curăția pe care ți-ai dorit-o și ai avut-o înainte de căsătorie. Multe cupluri de oameni căsătoriți își doresc mai târziu să aibă parte de binecuvântările lui Dumnezeu, dar nerespectând termenii lui. Dacă crezi că ignorând regulile lui Dumnezeu și spunând că este aberant sau absurd prin ceea ce ne impune și că tu ești acela care vei demonstra tuturor, uite, mie nu mi s-a întâmplat nimic pentru că am făcut lucrurile acestea, cred că greșești. Greșești enorm și îți spun că dacă te pui la luptă cu Dumnezeu, ești sortit eșecului din start, 100%. Deși sunt neînțelese de noi uneori anumite reguli, mă, ce fac greșit că îl țin de mână? E aceeași absurditate pe care o vede copilul la tine când îl corectezi. Ce fac atât de greșit când mă duc să pun mâna pe aragaz? El nu înțelege toate implicațiile punerii mânuței pe aragaz. La vârsta aia, eu cred că mai târziu, după ce veți fi căsătoriți, veți înțelege mult mai multe lucruri. Așadar, luați pe cuvânt oamenii care au trecut pe acolo și care sunt maturi și care experimentează viața cu Dumnezeu și binecuvântările care curg din curăție, din umblarea în curăție. Aș mai spune aici o chestiune că multe persoane cumva ne acuză când suntem stricți și legăm binecuvântările de curăție și zic, a, păi ce vrei să zic, că Dumnezeu nu restaurează dacă eu am greșit și așa mai departe? Da, noi credem într-o restaurare pe care o face Dumnezeu. Dar în același timp nu pot să spui că nu există nicio diferență între omul care a trăit în ascultare de Dumnezeu, în curăție, în veghere, și omul care nu a trăit. Da? Și că Dumnezeu, fără niciun fel de diferență, le dă tuturor sau ambelor categorii același fel de binecuvântare. Nu! Dumnezeu nu va da același fel de binecuvântare. El restaurează, în sensul că mântuiește orice fel de om, dar în același timp sunt anumite repercursiuni care rămân în căsătorie și pe care le vei purta cu tine. Aș vrea să spun un pic despre experiența noastră sau felul în care am gândit eu atunci când vorbeam noi pentru căsătorie. De exemplu, eu mă gândeam și eram sigură, măi, dacă mă căsătoresc cu omul acesta, el va fi un păstor, va trebui să fie un exemplu pentru cei din jur, va trebui să spună oamenilor. Și n-aș vrea să fiu eu cea care îți pun bețe în roată, să zic așa, pentru că mai târziu tu va trebui să predici anumite lucruri și poate te va întreba mintea oamenilor mea, să zice acolo, mă, dar tu te-ai ținut de mână cu Cristina, mă, dar tu ai sărutat-o pe Cristina înainte. Și le-aș spune, nu ne-am ținut de mână niciodată. Da, să nu vrei să spune că dacă cineva o greșită în asta n-ar putea să dea învățătură prin exemplu negativ, da, cum am spus deja în alte vloguri, dar într-adevăr ești ajutat de argumentul experienței și argumentul experienței este unul foarte bun. Și uite, îți dau un exemplu. Apropo, să vezi că așa îi. De exemplu, mergeam cu un frate din biserică, din conducerea bisericii, nu zic din ce biserică, și am văzut doi puști de 13 ani, 12-13 ani, ținându-se de mână. Și i-am zis, cum umblă tinerii ăștia de mână? Și el a zis, păi ce, tu cu Cristina nu te-ai ținut de mână? Și i-am zis, unul la mână, noi doi urma să ne căsătorim în foarte scurt timp, și doi la mână, nu ne-am ținut de mână până în ziua când am făcut căsătoria civilă. Da, la cununie ne-am ținut. Știu, pare foarte înapoiată chestia asta, pare, băi, sunteți, deci chiar sunteți la extremă. Eu, ca una care am experimentat tot ce se poate în cadrul căsătoriei, îmi dau seama că înapoierea de care se vorbește acum, de fapt, este o binecuvântare enormă. Da, și plus că sunt mulți oameni credincioși, păstori care nu te cred. Deci sunt care mi-au spus în față, nu te cred. Ca fată, poate îmi vei aduce argumentul cum că așa sunt eu, mai lipicioasă, mai iubăreață, mai romantică, mai drăgăstoasă. Iată motivul pentru care cred că acest argument este greșit. Dacă ne luăm numai după felul în care suntem noi, ce zici de o persoană violentă care la un moment dat, nu știu, îți va lovi o persoană dragă?
și îți va duce ca argument, așa sunt eu, mai violent, mai acid, mai caustic. Asta nu e un argument. Și eu sunt o persoană romantică, o persoană drăgăstoasă, însă mi-am pregătit bagajul acesta, mi l-am pus bine, mi l-am sigilat pentru atunci când a fost nevoie să deschid bagajul și a fost foarte bine așa. Legat tot de aceasta, aș face o atenționare pentru fetele, pentru logodnice, pentru cele care vorbiți cu un băiat în vederea căsătoriei. Nu fiți ispititoare pentru băiatul cu care vorbiți într-un mod păcătos. Păstrați-vă farmecul și drăgălășenia și partea romantică pentru atunci când veți fi căsătoriți. Crede-mă, o să ai nevoie de ele 100% și foarte constant. Personal, consider că un băiat născut din nou sănătos și sincer, serios, este capabil să observe potențialul unei fete și totuși să-i admire înțelepciunea cu care își păstrează tot farmecul pentru căsătorie. Vezi, o fată ar putea să depășească anumite limite, în ceea ce tu numești, să devină ispititoare, pentru că este normal ca să vrea să fie apreciată de cel cu care se va căsători. Eu cred că se pot face aprecieri nepăcătoase. Se pot face gesturi romantice nepăcătoase înainte de căsătorie, dar gesturile alea sunt pentru perioada aceea. Și alege gesturile alea care nu sunt păcătoase, care nu sunt încărcate cu conotații sexuale și nu-i dai niciun motiv să te aprecieze altfel decât într-un mod care este nepăcătos. Și eu cred că ține foarte mult de fete aspectul ăsta. Da, sigur, și eu cred că, iarăși, o fată născută din nou serioasă, care își dorește ceva serios de la amândoi, o relație curată, știe, călăuzită de Duhul Sfânt, și o fată care stă sub lumina cuvântului și care se lasă cercetată și care își face curățire prin cuvânt, știe unde trebuie să se oprească, știe cât farmec trebuie să emane, știe cum să se facă plăcută, dar nu senzuală, ispititoare în sensul necesităților din căsătorie. Ceea ce urmează să spun, cred că este valabil atât băieților cât și fetelor, deși eu mă adresez părții feminine. Dacă un băiat pune presiune pe tine ca fată, că el nu poate să continue relația fără să se țină de mână, fără să vă țineți de braț, fără să vă puneți mâna unul în jurul altuia, fără să te sărute, fără să facă anatomie sau lecții de geografie pe tine. Și pui presiune emoțională pe ea, poate ea e mai slabă emoțional, pui presiuni pe ea ca ea să cedezi împotriva conștiinței ei și după aia fata are procese de conștiință în timp ce tu n-ai nicio treabă, știi? Asta era pentru vlog? Nu, era explicație pentru tine. Da, corect. Așadar, dacă pune presiune pe tine și nu-ți respectă dorința de a rămâne curată până la căsătorie, eu nu spun că cei care au făcut lucrurile acestea nu sunt curați. Fiecare să cerceteze pe sine în lumina cuvântului și în lumina acestui vlog. Puneți semne de întrebare foarte mari. Un asemenea băiat, dacă nu se pocăiește, clar, eu cred că îți va crea foarte multe probleme pe viitor. Eu mă întreb, dacă el nu e capabil să arate onoare fetei și cinste fetei, cum îi dovedește ei că îi va arăta după aceea? Dacă nu e capabil să se înfrâneze, să fie echilibrat, acum, cumpătat, cum îi poate dovedi el, ei, că va fi în felul acesta după aceea? Deci de asta cred că e foarte problematic un asemenea om. Da, întrebare, până unde va forța limita? Exact. Cine cât nu se poate el abține? Exact, după căsătorie. Unde nu se va mai putea abține? Da, dacă ea e operată și are complicații și nu pot avea relații o lună, două, el ce face în timpul ăsta? Că el nu se poate abține, el e scăpat de sub control. Plus că din punctul meu de vedere aruncă o cară asupra tuturor bărbaților și băieților. Și din cauza acestor oameni ajung bărbații să fie ponegriți în felul în care sunt, ca niște brute care sunt imposibil de ținut sub control și ei înșiși nu se pot controla. Biblia ne compară pe noi femeile cu niște grădini închise. Iar asta nu se referă numai la a rămâne virgină până la căsătorie. O grădină închisă, o fântână pecetluită. Știți ce e o scrisoare pecetluită? Scrisoarea aia nu puteai să-i vezi o literă din ea. Deci când era pecetuită, puteai să spui, bă, dar dacă văd o literă, oricum nu înțeleg conținutul scrisorii, nu? Ce e aia să desfac și un pic? Sunt curios ce font folosește la scrisoarea respectivă. Nu! O scrisoare pecetuită era o scrisoare în care nu vedeai nimic. Dacă pe noi Biblia ne compară cu niște grădini închise, niște fântâni pecetuite, nimic nu iasă din tine până la căsătorie. Nu-ți adăpi logodnicul din izvoarele ei decât atunci când veți fi căsătoriți. Eu cred că un băiat
serios, care i-a atras de fata care vrea să căsătorească. Și normal, nu? Să fie atras. Adică și nu... care îi apreciază frumusețea și așa mai departe, va aprecia enorm și el ei și ea lui dorința de a rămâne curați, deciziile pe care le au împreună de a rămâne curați și va avea un respect enorm pentru asemenea persoană. E interesant faptul că mulți băieți care își conving logodnicele sau prietenele, cum zic ei, să meargă mai departe în apropierea fizică, își pierd tot respectul pe care l-au avut pentru ele după aceea. Dar singurul vinovat ești tu care ai făcut lucrul ăla. Evident, și cazuri când fata este vinovată, pentru că ea pune presiune pe el și el vrea să fie serios. Îți pierzi respectul pentru omul respectiv. Acum noi înțelegem că venim din cadre și medii diferite, din contexte sociale, culturale diferite, în care am văzut obiceiuri, practici diferite legate de apropierea fizică. Eu cred că o fată cu principii sănătoase, în domeniul acesta, va fi în stare să convingă un băiat de necesitatea curăției fizice până la căsătorie. Și un băiat cu atât mai mult ar trebui să fie capabil să convingă o fată în punctul acesta. Iar dacă amândoi au Duhul Sfânt și au aceeași scriptură, va trebui să ajungă în mare la aceleași concluzii. Mai este un lucru pe care l-aș menționa. Dacă înainte de căsătorie ai fost permisiv în apropierea fizică, cred că ai foarte, foarte mari șanse ca după căsătorie să experimentezi o dezamăgire profundă. Și îți voi explica de ce. Pentru că cei mai mulți așteaptă ziua căsătoriei ca să experimenteze intimitate cu celălalt. Știți, ziua căsătoriei nu face un fel de magie. Ziua în sine. O magie, un boom și viața va deveni altfel. Nu-ți imagina că vei începe un film după ziua respectivă, pentru că nu, vei continua la fel cum ai făcut și înainte, dacă, evident, ți-ai permis să te atingi în moduri nepermise. Și vei vedea că, de fapt, căsătoria nu mai aduce chiar foarte multe sentimente noi, pentru că tu deja le-ai experimentat înainte de căsătorie. Mereu mi-aduc aminte cu plăcere de faptul că am păstrat apropierea fizică pentru căsătorie. Poate nu pot să dau toate explicațiile de ce, dar mă afectează pozitiv acum, în felul în care te privesc pe tine. Nu știu, mă ajută să te onorez în continuare, să te cinstesc în continuare, acesta fiind unul dintre motive. E o chestie psihică, de multe ori m-am gândit la lucrurile astea, mă crezi? Deci foarte multe ori m-am gândit, bă, ce frumos a fost, ce frumos a fost perioada aceea, înțelegi? Bă, am lăsat totul chestia pentru... Chestia asta psihică, aș vrea să o aibă toată lumea, de ce să nu aibă? Chestia asta psihică pe care nu o poți denumi, nu da, știi eu, ce e. Cred că e o combinație de un impact psihic, emoțional, mental, spiritual, știi? Faptul că a fost o curăție care transferă în căsătorie o atmosferă pozitivă. Da, sunt sigură. Sunt sigură că un băiat născut din nou, sănătos, serios, eu cred că va fi fermecat de o fată care are standarde de curăție înalte. Indiferent că nu s-a confruntat vreodată cu o asemenea fată și pare așa pentru toți o sălbatică, o nonconformistă, eu cred că un băiat normal îi fermecat în adâncul sufletului lui. Cred că își dorește o asemenea fată. Un băiat normal, eu cred că își dorește o asemenea fată. Și o fată cred că își dorește de asemenea un băiat serios, curat. O chestie de care vom fi acuzați este faptul că noi dăm o conotație sexuală la toată apropierea fizică. Și aș spune două lucruri aici. Unu, noi am indicat că sunt gesturi a ziua cuiva, cu graduat și așa mai departe. Urcă pe munte și are nevoie să-i dai o mână de ajutor. Măi, nu o lăsa pe fata acolo, bă, dă mâna. Deci nu la asta ne referim. Eu mi-am văzut că eu am fost pe munte și sunt unii care nu mă sprijinesc fetele, știi? Eu mi-am văzut exemplu ăsta. Deci am văzut chestia asta și mi se pare... În principiu, apropierea fizică încarcă sexual relația celor doi. Deci asta este problema de bază. Iar încărcătura asta sexuală trebuie păstrată pentru căsătorie. Dacă băiatul ăla nu este încărcat sexual, când face anumite gesturi fizice față de fata respectivă, el ar trebui, vorba lui tata, să se ducă până la doctor. Tata e instalator. Și spune, dacă nu ți se înfierbântă instalația, ești bolnav, băiete, nu te mai căsători. El zice că el n-are nicio treabă. Cum, tata, n-are nicio treabă? Ia să-și luăm noi la tensiunea. Și dacă ți s-a ridicat tensiunea, o găleată de apă rece, știi, Ice Challenge, cum era oala, și bă, cu blana, bine, la gât în jos. O fată smerită și cu principii sănătoase, eu cred că va fi o încântare pentru partenerul ei. Un partener sau un băiat care nu va aprecia dorința ta de curăție, care poate o va disprețui sau o va batjocori sau o va face mișto de ea,
Nu este un băiat serios, dă dovadă de lipsă de credincioșie, de lipsă de bărbăție și eu nu cred că te va putea respecta pentru multe alte principii sau pentru multe alte lucruri pe care le vei face în căsătorie, lucruri simple, lucruri pe care sunt din natura ta, lucruri ce țin de gospodărie, lucruri ce țin de amenajarea casei. Nu-i vor plăcea multe lucruri și te vei simți foarte rănită în general. Vei fi tot timpul încărcată negativ. V-aș sfătui cu toată dragostea să evitați conjuncturile, situațiile în care vă este pusă în pericol curăția. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți mai bine o situație în care m-am aflat eu. În familia noastră nu am fost lăsate noi fetele să fim în tabere mixte. Eu am participat numai la tabere unde erau serii de fete și eram undeva la facultate, cred că în anul 2. Prima tabără mixtă s-a făcut un joc. Am fost chemați toți și atâta s-a insistat să mă duc la joc că până la urmă am cedat. Zic, măi, toată lumea era la joc, toți tinerii, eu stăteam deoparte, zic, hai, intru și eu în joc, asta e. Îi mulțumesc și acum lui Dumnezeu că mi-a dat minte de la început, parcă am mirosit. Cumva tinerii, nu știu, se cânta ceva și tinerii tot mai, erau mai depărtați, un cerc. Și tinerii trebuia să se apropie tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, până când la un moment dat ajungeai să stai în poala celui din spate, dar foarte strânși unii de alții. Numai când a început, s-a spus, cred că prima regulă și am văzut că se apropie cercul, deși era distanța mare la început, oricât de penibil a fost și pentru mine și pentru cei din jur, s-a uitat așa foarte ciudată la mine, am ieșit din joc din prima. Cum am spus, jocul s-a terminat ca fete băieți stând în poala unui altuia, eu aș evita total și dacă aș fi logodită. Și Andrei era pe atunci prezent acolo, nu știu dacă îți mai aduce aminte, nu vorbeam în vederea căsătoriei, nu pentru tine am făcut lucrul ăsta, ci pentru conștiința mea, pentru... Cred că dacă mi-aduc aminte, chiar era un băiat în față și una în spatele meu. Deci ar fi trebuit să stau în poala unui alt băiat. Tu n-ai făcut lucrurile intenționat pentru mine, dar l-ai făcut pentru mine. Pe termen lung. Da, pe termen lung, dar l-am făcut pentru tine, corect. Eu aș evita situațiile de gen. Și nu numai asta, vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Da, sunt un milion de jocuri din astea stupide, absolut stupide. Credeți-mă, nu mi-a fost ușor. Deci nu mi-a fost ușor. Atunci toată lumea a jucat și a trebuit să ies, mă duc să spăl vase. A fost penibil așa momentul. Mi-am dat seama, prefer să înghit, să suport penibilitatea aceasta, decât să stau așezată în poalele altui băiat. Cel mai ușor îți va fi să onorezi o fată din punct de vedere fizic și să te depărteze tot ce ar putea să încarce sexual relația, la timpul nepotrivit, este să o privești pe fata aceea ca fiica lui Dumnezeu, pentru care vei da socoteală. Vei da socoteală dacă te vei căsători cu ea, și vei da socoteală cu atât mai mult dacă nu te vei căsători cu ea. Asta este una din problemele mele majore cu relațiile astea de prietenie. E prietena mea. Nu este prietena ta. Este fiica lui Dumnezeu. Iar dacă ea va deveni soția ta, rămâne în continuare, în primul rând, fiica lui Dumnezeu. Și felul în care ai tratat-o va avea repercursiuni imediate. Se va întoarce ca un bumerang deasupra capului tău, mai devreme sau mai târziu și cu atât mai mult în veșnicie. Imaginează-ți câtă teamă ai să duci să o ceri de la un părinte și să zici, așa, ai emoții, dar apoi să dai socoteală în fața lui Dumnezeu pentru ea. Ar trebui să te înspăimânte gândul acesta. Asta înseamnă că ea ar trebui să o ceară de la părinți, că mulți nici nu mai văd asta necesar. Good point. Un lucru foarte interesant și știu că ni s-a întâmplat și nouă, adică cel puțin ne-am pus problema în felul acesta când eram logodiți. Dacă te afli cu logodnica ta într-o cameră, unde discutați, unde aveți timpul vostru, și ești gata oricând, tu ca fată sau tu ca băiat, să intre oricine peste tine la orice minut din discuția voastră, fără să tresari, fără să te simți rușinat, fără să te simți inconfortabil, atunci umbli în lumină. Da, și pune-te într-o cameră în care ar putea să dea cineva peste tine, știi? Da. Adică noi ne-am dus într-o cameră izolată unde nu știe nimeni de noi și noi nu am tresărit că oricum n-ar putea intra nimeni niciodată peste noi să ne vadă, știi? Da, corect. În vederea acestui lucru, nu te ispiti nici tu singur, adică nu te duci niște cadre în care să-ți testezi limitele. Nici măcar nu-ți pune varianta asta, nu-ți pune opțiunile astea, nu-ți pune situațiile alea. Că nu ești aici la o competiție cu satana să vezi dacă el câștigă sau tu. Corect. Dacă nu aș fi simțit pe pielea mea din plin binecuvântările unei umblări în curăție, și eu nu spun, iarăși, nu spun că alții nu au binecuvântări, dar eu cred din toată inima că sunt niște binecuvântări aparte, nu v-aș sfătui niciunul din lucrurile acestea. Nici măcar unul nu aș fi venit în fața voastră acum. Dar le cred din toată inima. Le cred cu toată ființa mea și le cred pentru că sunt căsătorită
și știu ce va veni după. După ziua căsătoriei. Știu ce va veni după. Și cred, îmi doresc asta din toată inima pentru voi, pentru fiecare dintre voi. Aș face o mențiune. Noi nu vrem să spunem că dacă n-ați practicat atingere fizice, de orice natură ar fi ele sau de orice fel, asta îți dă un cec în alb la toate binecuvântările lui Dumnezeu în căsătorie. Și că nu vei avea probleme. Da, nu. Vei avea probleme în căsătorie, vei avea neînțelegeri, va trebui să vă armonizați, să vă sincronizați, va trebui să vă pocăiți continuu, să vă cereți iertare continuu, va trebui să fiți credincioși față de Dumnezeu în toate lucrurile. Deci faptul că eu nu m-am atins cu logodnica mea, nu înseamnă că pot să ignor toate celelalte porunci ale lui Dumnezeu. Cu uite ce mi-a zis, că o să fim binecuvântați în căsătorie. Nu, ăsta este unul dintre lucrurile în care trebuie să arătăm credincioșie, pe lângă multe altele. Vreau să dau un argument social, dacă aș putea să zic așa, care este și spiritual în același timp. Dacă fata cu care tu ești logodit sau cu care te afli într-o perioadă de ce vrei tu, care duce la căsătorie, în mod sigur, va fi soția ta, tu nu ai voie să consumi lucruri din căsătorie. De ce? Pentru că nu este soția ta și pentru că nu sunteți în perioada căsătoriei. Dacă ea nu va fi soția ta, din nou, n-ai voie să consumi lucruri pentru că nu este soția ta și pentru că nu sunteți în perioada căsătoriei și pentru că, atenție, ea va fi soția altuia și el și ea vor fi jefuiți de ceva ce aparține doar relației lor dacă tu ai luat din viața ei, prin jaf, lucruri care țin de apropierea fizică. Astea sunt niște lucruri importante care nu trebuie împărțite aiurea. Aș da un exemplu. Și dacă spui, mă, dar eu sigur mă căsătoresc cu ea. Și să zicem că sigur te vei căsători dacă aplici pentru o slujbă și ți este promisă slujba și vei avea un salariu mare, dar ți se spune că peste 2 luni de zile vei primi slujba. Tu începi cu două luni înainte să consumi bani ca și când ai avea salariul respectiv? Nu, nu vei începe să consumi. Nici nu te poți duce la firma aceea să iei niște bani dintr-un sertar și să spui, dar mie mi s-a promis slujba așa, să cheltuiesc niște bani înainte. Exact. Deci exact. Sau aș da un alt exemplu. Eu nu pot să păstoresc o biserică care m-a chemat să fiu păstorul ei, ar dori să fiu păstorul ei, dar încă n-a oficializat lucrul acesta, da? Și mă găsesc oamenii prin casă, la unii și la alții, fac consilieri, iau câte o găină, câte un sac de cartofi. Pentru că a venit juniorul nostru care s-a trezit și un pic supărat. Continuăm oricum așa cu el. Da, deci un argument pe care am vrut să-l aduc este faptul că atingerile fizice fac parte dintr-un preludiu pentru intimitatea celor doi în căsătorie. Și evident, preludiu nu este pentru înainte de căsătorie, deci n-are rost să pornești ceva ce nu poți și nu ai voie să termini. De lucrul ăsta îți dai seama mai mult în căsătorie. Și îți dai seama că filmele de Hollywood sunt o mare porcărie în privința asta, în sensul că nu începi să-l atingi pe celălalt doar atunci înainte de actul intim. Da? Este necesară o tandrețe, o finețe, o atenție, un tact în situațiile tensionate pe tot parcursul zilei, ca după aceea să vă puteți bucura amândoi de actul intim. Eu nu vreau să spun că absolut orice gest, faptul că îți întind o lingură încărcat sexual, dar vreau să spun că gestul ăsta face parte din preludiu fără să-ți dai seama. Pentru că, de exemplu, te poți purta frumos toată ziua și la urmă ești tensionat, încărcat, că a fost ziua obositoare și așa mai departe și arunci lingura pe masă. Ai stricat absolut totul. Deci scăpați de ideea asta cum că preludiu este doar ce faci atunci 5 minute înainte de intimitate. Asta este o prostie din filme. Pisicu. Da, dragă, pisicu. Vrei să chemăm pisicu? Este o prostie pe care o cred mulți băieți, că le este mai ușor, este ca întrerupătorul, ai apăsat și s-o aprins. Și este o prostie pe care o cred și foarte multe fete, dar prostie de care fetele o să scape mult mai repede, pentru că ele își vor da seama că vor fi încărcate cu tot ce s-a întâmplat pe parcursul zilei și nu o să poată seara în 5 minute să scape de toată tensiunea de pe parcursul zilei. Aș mai spune un singur argument. Oamenii din lume știu ce înseamnă atingerile fizice. Oamenii din lume sunt mult mai realiști decât noi. Oamenii din lume nu sunt atât de vicleni uneori ca și cei din mediul evanghelic pentru a justifica și scuza toate lucrurile astea. Oamenii din lume știu, domnule, când ai pus mâna pe fata aia, pui mâna pentru că îți aduce un fel de satisfacție și ai vrea să mergi până la capăt. În timp ce la noi este tot felul de ischibiții și tot felul de scamatorii explicative pentru a spune că de fapt noi ne atingem, că ne iubim și de fapt nu simțim nicio tensiune sexuală și tot felul de lucruri de felul acesta, care sunt niște argumentări de 2 lei pe care nu le-ar crede nici măcar un om din lume. Și un om din lume care are un minim de bun simț și un minim de gândire logică banală te va contrazice și te va considera
un ipocrit dacă te va auzi cu argumentele tale. Deci, nu vei fi niciun fel de mărturie pentru omul acela în privința curăției dacă îți permiți tot felul de atingeri fizice și vii cu explicații bombastice de felul celor pe care le-am mai precizat noi. Omul ăla va ști că tu vei experimenta o tensiune sexuală și că, spre deosebire de tine, el e cinstit și sincer, iar tu ești un mare ipocrit. Asta e tot. Fă-te un cuvânt de încheiere. Dacă prin vlogul acesta am reușit într-un fel sau altul să te punem pe gânduri, cel puțin să te punem pe gânduri cu privire la relația ta pe care o ai prezentă sau la o viitoare relație, slavă Domnului! Dacă ești într-o relație cu un băiat și până acum ai practicat atingeri mai puțin intense sau intense între voi doi și acum vlogul acesta te-a pus pe gânduri și te-a convins într-un fel sau altul că nu este ok ce faceți, vorbiți între voi și încercați să remediați situația. Spuneți lui Dumnezeu să vă ajute, să vă ierte, pocăiți-vă împreună și, cum am spus, credem într-un Dumnezeu al restaurării care vă va da binecuvântare și fericire peste pocăința voastră. Trebuie să știți că uneori deciziile de gen, cele pe care le-am prezentat puțin mai înainte, sunt sau vin cu niște costuri. Uneori, nu spun că întotdeauna. Poate că ești o fată care i-ai prezentat logodnicului tău dorința ta de a remedia situația, de a trăi curat. Și poate că vei fi batjocorită, poate că îi se va părea ceva foarte ciudat, nu va fi dispus să te asculte, poate că este dispus să rupă relația între voi doi pentru acest lucru. Nu te amără prea tare, eu cred că Dumnezeu, dacă băiatul este dispus să arunce la gunoi pentru o dorință de a fi curat, de a fi mai sfânt și mai plăcut Domnului, dacă este dispus să dea cu piciorul la tot pentru acest argument, eu cred că Dumnezeu îți face o favoare. De asemenea, și o fată care este dispusă să facă aceleași lucruri, ție ca băiat, Dumnezeu îți face o favoare. Căci băiatul sau fata au probleme mult mai grave decât atâta. De asemenea, poți uneori să fii disprețuită și să ți se spună că faci pe sfânta acum, te dai tu în spectacol sau vrei să arăți acum că ești mai presus decât orice altă fată. Te-aș sfătui să nu bagi în seamă asemenea vorbe și mai degrabă să fii în ascultare de Dumnezeu, să te întărești prin cuvântul lui, pentru că dacă ești gata să plătești acest preț, îți va fi pentru tine un test sau o lecție pe care o înveți pentru mai târziu. În căsătorie va fi nevoie să renunți la mult mai mult decât atât. Așadar, trebuie să fii gata să plătești prețul dorinței tale de a rămâne curată, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu, înainte să fii plăcută viitorului tău soț. Vă dorim binecuvântare și prin acest vlog. Și dacă considerați că mesajul este important, ceea ce puteți face este să dați un like, să dați un share acestui vlog, să ajungă la cât mai mulți tineri. Vrem să contribuim și putem să contribuim împreună la răspândirea voii lui Dumnezeu și în felul acesta. Vă așteptăm vinerea viitoare la ora 8:30 la alt vlog. Pa! Fă pa! Fă pa! Fă pa! Pa!